Astăzi se vor disputa primele dueluri din grupele noului sezon al Europa League. În competiție, România este reprezentată de două echipe, Astra, care va juca cu Austria Viena de seară pe Arena Națională, și Steaua, care își va începe aventura europeană pe terenul celor de la Osmanlispor, echipă debutantă în cupele europene. Astra joacă de seară pe Național Arena cu Austria Viena, echipă înființată în anul 1911 cu 25 de titluri de campioană și 27 de cupe ale Austriei în palmares. Meciul va fi condus la centru de suedezul Andreas Ekberg. Acesta va fi ajutat de asistenții Fredrik Nilsson și Mehmet Kulum, în timp ce rezerva va fi Stefan Halberg. Steaua joacă în această seară cu Osmanlispor, echipă formată în 2014. După primele trei etape din campionat, Osmanlispor a obținut două remize și o victorie, aflându-se pe locul 6 cu 5 puncte. Pe de altă parte, Steaua este lider în Liga 1 cu 17 puncte, reușind 5 succese și 2 remize. Meciul va fi condus la centru de germanul Tobias Wells.